După ce le-a fost lansată provocarea de a participa la activități de prevenire privind riscurile și consecințele etnobotanicelor, astăzi cei peste 450 de liceni care au desfășurat adevărate campanii, atât în rândul colegilor cât și în comunitatea locală în cadrul proiectului Hai Informează-te, au fost premiați. Astăzi, în sala Porolisum a Consiliului Județean Sălaj, a avut loc festivitatea de premiere a proiectului Hai Informează-te, proiect desfășurat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, cu finanțarea Consiliului Județean Sălaj. Proiectul Hai Informează-te a pornit de la necesitatea de a vă oferi mai multe informații în legătură cu pericolul consumului de droguri, și în special a substanțelor noi cu proprietăți active cunoscute sub denumirea generică de etnobotanice. De ce este nevoie de mai multe informare în acest domeniu? Pentru că aceste substanțe sunt prezentate în general ca fiind naturale și pentru că unele mai sunt încă legale, sunt prezentate ca fiind și inofensive, nu? Dacă sunt naturale și legale, înseamnă că n-au ce să-ți facă rău decât te fac să te simți bine. Din păcate nu e chiar așa. Am vrut să aducem mai multe informații în acest sens și asta am făcut în prima etapă a proiectului. Pentru că în etapa următoare știți bine cu toții că ați realizat voi activități de prevenire în rândul colegilor voștri de liceu sau chiar în rândul comunității. Activitățile au fost foarte variate. Vă mulțumesc tuturor pentru implicare. Astfel că liceele care au desfășurat activitățile cele mai interesante și care au avut ca beneficiari un număr mare de persoane au fost premiate de către organizatori. Mențiune Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian Dalăi. Domnișoara este chiar voluntara noastră. Liceul Tehnologic Voievod Gelu. Felicitări! Locul 3, acum. Colegiul Național Silvania Zadău. Felicitări! Ați avut niște activități foarte bine structurate, foarte frumoase. Și tot locul 3, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu și Mleu Silvaniei. Acum am locul 2. Liceul Tehnologic Mihai Viteazu din Zadar. La locul 1 am ajuns, iată, că din nou avem două licee și pe locul 1. Unul dintre ele este Liceul Pedagogic Gheorghe Șincău. Activități foarte multe. Și tot pe locul întâi, Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei. Proiectul a fost realizat de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, având ca parteneri instituția prefectului, CJRAE, DGST, CJAP, ISJ Sălaj, Crucea Roșie, filiala Zalău.